Astăzi le-am întâlnit la sinagogă o parte din membrii comunității pentru a ne aduce aminte de cel de-a ce a fost fostul prim-ministru Ariel Sharon, de munca depusă de el în atâția ani de zile pentru a asigura pacea și bunăstarea în statul Israel. Am păstrat un moment de reculegere, am amintit din câteva din faptele lui care au decurs de-a lungul anilor. Sperăm ca toată lumea să-și amintească de el ca persoană, ca părinte, mai ales că a avut foarte bună legătură cu România, cele două soții ale lui, una care a decedat și după aceea sora dânsului, au fost din Brașov. Dumnezeu să-l odihnească și să-l păstrăm vie în memoria noastră.